Crearea unor formulare pentru straturi. De ce ar fi important să creăm formulare? E, cred că, o întrebare la care, dacă răspundem de la bun început, încercăm să răspundem, o să ne fie mai ușor. În primul rând, de foarte multe ori lucrăm practic cu mai mulți utilizatori finali. Da? Deci sunt mai mulți colegi care lucrează să colecteze date. De multe ori avem aceleași entități. Da? Deci dacă ne referim la schița parchetului, întotdeauna ne-am dorit ca, indiferent în ce partidă culegem informațiile, ne-am dorit ca colegii noștri să folosească aceleași valori. De exemplu, delimitare parchet, să fie întotdeauna delimitare parchet cu liniuțe jos, să nu fie cu D mare, să nu fie cu P mare, să fim siguri că nu sunt alte greșeli. Da? Deci, cu alte cuvinte, dorim ca aceste date să fie culese într-un mod standardizat. Da, pentru că noi am văzut, putem să creăm entități de punct de vedere, putem să-i completăm atributele, dar scriem de fiecare dată. Asta înseamnă că pierdem timp. Dacă ne gândim că vrem să utilizăm aplicația de colectare și în teren, de multe ori vremea nu e chiar favorabilă, ne mai poate prinde ploaia, zăpada și așa mai departe, ar fi bine ca să avem o serie de elemente deja predefinite, da, într-o anumită listă, pe care doar să le selectăm și, cu alte cuvinte, să încercăm să facem mult mai facilă culegerea acestor date, și precisă, dar și rapid. În acest sens, pentru că avem deja create entitățile, atât de tip punct, linie și poligon, când spun entități, mă refer la entități din punct de vedere geometric, haideți să vedem cum anume am putea să creăm formulare de introducere a datelor pentru fiecare din ele. Și putem să începem, dacă doriți, cu prima entitate vectorială, și anume entitatea de tip punct. Așa cum am văzut deja, interacțiunea cea mai simplă cu orice strat se face cu clic dreapta. E suficient să mă duc pe un anumit strat, să dau un clic dreapta și practic văd că am o serie de opțiuni pe care le voi putea face, da, la nivel de interacțiune cu acest strat. De asemenea, vedem aici că unul din submeniuri se referă la proprietăți, da, properties. O să vă rog să acționăm clic stânga pe acest meniu properties. De asemenea, ni se deschide o fereastră în care avem mai multe submeniuri, da? De la un meniu de informație, da? Până practic la un submeniu de digitizare. Noi am interacționat oarecum deja cu meniul de simbology, de simbolizare. Da? Aduceți aminte, l-avem și acum practic într-o scurtătură aici în partea din dreapta. Dar putem să interacționăm oricând. Putem să edicăm cu un submeniu de etichete, dar nu uităm, scopul nostru este să creăm o serie de formulare. Poate nu mai mi-aduc aminte, dar aruncând o privire pe aceste submeniuri, există unul a cărui denumire este destul de sugestivă, și anume Attribute Form. Da? Deci pot să creez un formular pentru atributele mele. Asta practic ne și dorim. Da? Vom da un clic stânga și vom vedea că această fereastră practic e împărțită, dacă vreți, în trei zone. Prima zonă, cea din stânga, în care am acces la toate submeniurile. O zonă centrală, da? În această zonă centrală, practic, ce văd? Văd câmpurile cu tabela de atribute și o serie de interacțiuni pe care le pot face între acestea. Și o parte în dreapta, unde voi putea interacționa, o să vedem noi, cu fiecare strat în parte. Deci e suficient, practic, să dăm clic pe tip punct și vedeți că deja această zonă devine activă. Într-o primă fază, când sunt pe fields, deci dacă vedem că aici nu avem nimic, nu intru practic în panică, înseamnă că nu sunt pe niciun strat, pe niciun câmp pe care aș putea să fac o serie de modificări. Bun. Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce putem să facem. Păi, într-o primă fază am putea să avem denumirile acestor coloane mult mai frumos scris cu diacritice, spre exemplu, sau cu litere mari și așa mai departe. Cum facem acest lucru? Dăm click și aici, în acest tab cu alias,
putem să scriem, dacă vreți, tip punct, haideți să zicem colectare, da? Putem să scriem tip punct colectare. Într-o primă fază, vedem că e de tip editabil, asta și vrem să adăugăm, să facem modificări. Mai jos vedem următoarea opțiune, avem aici widget type, da? E un câmp de tip text, pentru că noi l-am făcut și l-am făcut de tip text. Dar vedem că dacă dăm un click pe acest text, avem mult mai multe opțiuni. Da? Nu voi insista decât pe cea care mi se pare, dacă vreți, cea mai utilă, și anume cea de value map. Adică, practic, ce vreau să fac? Vreau să selectez o serie de câmpuri predefinite, de valori, mă scuzați, predefinite, în așa fel atunci când colectez un punct, să fie practic oarecum ușor să completez aceste valori predefinite, în așa fel încât să nu mai pierd practic timpul și să am garanția că de fiecare dată voi prelua aceste date din teren, indiferent dacă voi fi eu sau oricare alt coleg de-al meu. Haideți să vedem cum anume creăm. Păi vedeți aici în menu care alegem Value Map, în partea de jos. Pot să fac acest lucru, să-l predefinesc într-un Excel, ceea ce înseamnă că doar îl voi încărca aici, sau o să alegem varianta, dacă vreți, cea mai simplă, în sensul că îl vom crea noi, efectiv îl vom scrie, îl vom genera. Da? O primă opțiune, pentru că sunt în stratul de tip punct, mult lucrul ăsta. Păi am zis că aici, în primul rând, am vrea să definim platforma primară. Și n-aș vrea ca de fiecare dată să scriu platformă primară, pentru că acest lucru mi-ar lua foarte mult timp, da? Deci, practic, ce voi face, mă voi asigura că și la value și la description voi avea același lucru și anume platformă primară. Am zis de asemenea că vom stabili efectiv un centru, dacă vreți, al parchetului, da? Al partidei respective. Iarăși putem să facem și copy-paste, deci parchet și la value și la description. Păi putem să mai avem o bornă silvică, da? O locație de bornă silvică, mai ales în măsura în care administrez și proprietăți particulare, e posibil să nu am nicio informație la nivel de GIS sau măsurători din teren și atunci, dacă tot mă duc până acolo, preferabil să pun informația așa cum e în teren și să încercăm să fim cât mai obiectivi. De asemenea, aș putea să am, de exemplu, semnalizat loc de alimentare, da? E, să zicem, o cerință. Practic aici îl facem, dacă vreți, ca și exemplu. Noastră va trebui să faceți o discuție colegii pe fiecare departament în parte. E important să le facem o singură dată. Dacă le facem bine, le putem folosi ani de zile, fără să le mai face vreo modificare. Nu știu, putem să zicem loc de odihnă. Da, loc de odihnă, pentru că e iarăși un element pe care trebuie să-l semnalizăm. Mai putem avea pichet incendiu. Incendiu. Da. Și putem continua. Putem trece oricâte opțiuni aici, da? De asemenea, dacă întotdeauna practic nu o să fiu în stare să mă gândesc la toate opțiunile posibile, aș putea să las și o variantă simplă pe care să o numim, să zicem, de adăugat, da? În sensul că nu m-am gândit în momentul de față, colegul practic care preia datele își dă seama că e importantă, nu vreau să fie adăugată în altceva, vreau să rămână practic de adăugat, am acea coloană de observații în care va fi foarte simplu să explic ce anume am vrut să și ce anume am vrea să avem acest câmp de adăugat. Dacă acest lucru e absolut obligatoriu, practic vedeți aici în partea de constrângeri, în momentul de față aș putea să bifăm not null, da? În ceea ce înseamnă că întotdeauna îi va cere să introducă în mod obligatoriu
una din aceste valori predefinite. Deci nu vom putea să salvăm un punct dacă nu are acest lucru bifat. Da? Astea fiind spuse, practic, am putea spune că tip punct am făcut setările așa cum mi-am dorit. Putem să dăm și un apply. Putem să mergem la următorul. E dată. Îi spunem denumirea dată cu D mare. Nu avem rost să facem alte modificări. Vedem că e calendar pop-up. Și aici putem să punem o constrângere. Eu, într-o primă fază, până câștigați încrederea tuturor colegilor, recomand să nu punem prea multe constrângeri, acele care le punem să fim siguri că într-adevăr sunt și utile. Pentru că dacă nu mă gândesc bine și pun o constrângere care limitează, s-ar putea să creeze frustrare și să nu fie prea receptivă, nu m-a ajutat să culegem datele așa cum ar trebui. Haideți să definim și denumire pentru coloana observații. Cum spuneam, nu e nevoie decât să o redenumesc, scriem frumos cu O mare, să zicem, tocmai ca să fie mai vizibilă. Da? Vedeți, ajungem la acuratețe de colectare a datelor. Putem să notăm aici coloana doar acuratețe. Putem să zicem, de data asta putem să-i spunem, uitați, îi spunem o acuratețe GPS, da? Că fie practic mai sugestiv. Deci nu suntem constrânși, asta vreau să subliniez, nu suntem constrânși să repetăm exact ceea ce am scris practic până acum. Deci nu e nicio problemă. Dar de această dată, cum spuneam, am vrea ca datele respective să fie aduse aici în mod automat și ca acest lucru să poată întâmpla, vom folosi, o să folosim o funcție, da? Această funcție, practic, vrem să o introducem aici la default value. Ea va fi de genul arrondPosition horizontal accuracy, da? Deci, cu alte cuvinte, practic, vom seta în mod automat poziția orizontală, deci, practic, care e eroarea XY, până cu asta și culegem. Și, de asemenea, practic, o să și bifăm ca de fiecare dată când vom face modificări în poziția unui punct, da? Preferabil să le facem în teren, că de alea și luăm, această poziție să fie updatată, da? Tocmai să avem garanția că e acolo unde știm. Și de asemenea, practic, mai putem să avem, vedeți, această coloană responsabil, în care o redenumim și recomandarea noastră ar fi ca și aici să folosim, practic, un widget, tot de tip value map, iar aici, la valori, să am lista mea de personal, pentru că în general știu, nu contează că lucrez cu 1, 10, 20, 30 de oameni, aș putea practic să iau listă predefinită, ceea ce înseamnă că în momentul de față nu ar rost să-l mai rog pe coleg să-și treacă de fiecare dată numele, efectiv ar putea să-și selecteze numele dintr-o listă predefinită. Singura deosebire, pentru că aici îi voi cunoaște pe toți colegii care vor lucra, nici nu e nevoie să las o coloană de genul adaugă date, da? Deci o coloană necunoscută, să zicem, pentru că, în mod normal, ai știu lista și pot să fac eventual modificări de fiecare dată. Bun. Acestea fiind, practic, fiind spuse, putem să dăm din nou apply și OK. Și lucru care se impune să facem în momentul de față este să și validăm. Aici o să te atrag puțin atenția, nu e suficient practic, pentru că am editat într-un strat, iar toată această configurație a formularului care l-am făcut pentru punct se salvează în proiectul de QGIS. Vă rog frumos să nu uităm să salvăm proiectul, da? Că poate, nu știu, ne cheamă un coleg, trebuie să ieșim practic până afară sau știu alte lucruri. Uităm să salvăm proiectul și munca asta de creare a formularului, practic, să nu rămână ștearsă, da? Bun, haideți să facem. Cum anume validăm dacă am procedat corect? Întotdeauna vă recomand să faceți o validare a formularului și întotdeauna să fie la birou. Nici în caz nu îl dăm unui coleg de teren până nu l-am validat la birou. Cum facem acest lucru? Păi vom porni editarea pentru statul de tip punct. Vom alege Add Point, da? Feature, simbolul. Și efectiv vom da un click
Și în mod normal, să vedem ceea ce am stabilit, ar trebui să poată fi, să putem interacționa. Mai știți, la tipul în colectare am creat o listă predefinită, da? Să zicem, vrem să selectăm, ăsta e pachetul. Vedeți că îmi apare cu OK, deci cu alte cuvinte mă validează, a fost o coloană obligatorie, am selectat, deci practic înseamnă că am procedat cum trebuia. Nu am pus nicio restricție în momentul de față, nici la observație, nici la acuratețe, deci pot să introduc sau să nu introduc. Și de asemenea pot să aleg responsabilul, cel care a colectat acest punct. Da? Și vedeți că punctul îmi apare. Aș putea, în același timp, da, haideți să, dacă aici e platforma, am putea să stabilim aici un punct pentru locul de alimentare. Da? Iarăși, practic, să zicem, utilizatorul 1 e cel care l-a preluat. Lângă locul de alimentare vom stabili și un pichet de incendiu. Da? Și iarăși, utilizatorul 1 nu țin nevoie să fac modificări, poate dacă doresc, adaug dată. Deci, nu uitați, dacă nu punem o condiție obligatorie, deci o constrângere, va fi la latitudinea celui care introduce date. Deci de aia trebuie să ne gândim bine dacă trebuie sau nu să fie obligatoriu o coloană, un câmp din acesta predefinit sau nu. Și îi dăm OK. Deci am creat câteva puncte. O să vreau să le și salvăm. Deci cumva să ne intre în reflex. Salvăm și salvăm și proiect. În momentul de față, practic, am văzut că formularul acesta funcționează. Putem interacționa puțin și cu tabela de atribute a acestuia. Cum facem acest lucru? Fie deschidem tabela de atribute de aici de pe bară sau clic dreapta. E mai simplu că aveți că siguranța tabelului pe care o deschideți. Open Attribute Table și putem să vedem același lucru. De asemenea, putem să interacționăm cu el, adică, pe exemplu, vedem aici, spre exemplu, inițial am creat un punct, am scris delegat de marcare. În momentul de față am definit lista de utilizatori. E între paranteze, ceea ce înseamnă că această înregistrare nu se regăsește în formular. Deci el nu a găsit delegat marcare în formularul meu. Ar fi bine să facem modificarea tocmai ca să dăm consistență bazei de date. Cum facem acest lucru? În momentul în care dăm un click, da? Aici vom putea să alegem, vom alege tot utilizatorul 2. Vom salva și cu alte cuvinte, vedeți, de această dată avem. Deci putem interacționa cu formularul fie efectiv în momentul în care creăm, putem interacționa cu formularul după ce creăm efectiv și interacționăm cu baza de date aferentă practic stratului respectiv și există o a treia modalitate dacă doriți, putem interacționa cu orice punct și implicit cu formularul, dacă suntem, să zicem, în editare, deci pornim din nou editarea, vrem să interacționăm cu acest punct, vom da click pe el și vedeți, practic, vom putea interacționa în sensul că putem să modificăm un atribut în măsura în care am greșit sau poate că am greșit data de introducere sau dorim să introducem ceva observații. Prin intermediul butonului I, vă mai arăt practic o dată, Identify Feature, da? Luăm butonul de I, dăm pe cea entitate pe care dorim, ne avizează tabela de atribute, sunt două variante, dacă sunt în editare sau nu sunt, haideți să facem, dacă suntem în editare putem să și modificăm, dar uitați, dacă închidem practic tabela de, închidem editarea stratului și vom da din nou un click pe acest lucru, putem vedea, deci interacționăm cu stratul, interacționăm cu tabela de atribute a entității respective, dar nu mai putem să facem nici o modificare pentru că editarea este închisă. Bun. Am creat practic un formular pentru tabela de tip punct. Haideți să creăm un formular și pentru cea de tip linie. Da? Cum vom proceda? Păi, trebuie să interacționăm cu stratul. Vom da un click dreapta, Properties. După ce am dat ce vom face, vom merge în submeniul Attribute Form, așa cum am făcut și în cadrul punctelor. Vom putea redenumi câmpurile, să le vedem mai frumos în tabela de atribute, deci nu uitați, mai sugestiv dacă vreți.
tip linie, să zicem colectare. Da? Am zis că vom alege un widget de tip value map, adică vom stabili noi niște valori pe care să le selectăm. Putem să avem drum forestier, da? Ar putea fi una din opțiuni. Cel mai simplu, după ce am creat-o, o selectăm, copy și paste. Putem avea drum tractor și am putea să completăm chiar existent, pentru că sunt situații în care le avem efectiv, le găsim în teren, da? Dar avem și varianta în care va trebui să, spre exemplu, să trasăm noi drumuri, da? Deci drum tractor necesar, da? Zicem că îi stabilim acest traseu odată cu operațiunea de marcare și preluăm și puncte despre el și le vom avea și pe schița parchetului. De asemenea, am putea să avem, nu știu, linie funicular. Dacă sunt în zona de munte, dacă sunt la câmpie, probabil că nu am și atunci nu trebuie să-mi definesc. Deci, cu alte cuvinte, totdeauna am o discuție, practic, cu colegii, știm care sunt lucrurile pe care le pot întâlni. Eu recomand ca ceea ce puneți în formular să aibă referire doar cu elementele pe care noastră sau colegii noastre le pot culege. Și evident, practic, am putea să avem, să zicem, aici pârâu, da? În sensul că am zis că sunt anumite situații în care niște băi secundare, poate chiar cu apă, parte din an, importante poate pentru procesul de certificare sau și atunci vreau să le evidențiez, nu vreau să fie trecut practic peste ele sau în momentul în care se amplasează întreaga rețea de colectare, trebuie evitate, e important să fie definit. Deci eu mă voi limita sau nu la acele câmpuri implicite pe care mi le doresc în această entitate. Da? De asemenea, avem coloana dată. Haideți să o facem și pe aceea, să scriem cu litere mari. De asemenea, observații. Ce nu am făcut aici și putem, dar asta vreau să vă și arăt revenind de fiecare dată. Spre exemplu, la tip linie, vedeți, nu am pus nicio constrângere. Atâta timp cât luăm o linie, vrem ca acea linie să aibă și o anumită valoare implicită. Da? Și atunci vom pune această constrângere de not null, adică obligatoriu linia să aibă stabilit un anumit tip. Și nu în ultimul rând responsabil. Odată ce am creat și am o listă personalului, va fi foarte simplu. În principiu o am în Excel. Eu îi voi scrie practic iarăși de mână utilizator tur 1, să zicem. Da, aici va fi, să zicem, nume, prenume. Nu o să folosesc niște nume generice, efectiv voi folosi utilizatorul 1. Da. Aici, 2. Singura chestie, trebuie să mă asigur că coloanele sunt unice, adică opțiunile acestea nu se repetă, tocmai pentru că vrem să creăm unicitate, deci nu vrem să introducem date eronate. Evident, voi avea lista de persoană, cum spuneam, pot să o încarc dintr-o listă predefinită și uitați, dacă e un câmp obligatoriu, îl voi face pe acesta, deci not null, ceea ce înseamnă că nu va putea fi salvat înregistrarea dacă nu am completat denumirea utilizatorului. Da. Putem să-i dăm un OK și așa cum am făcut și în cadrul punctelor, în primul rând salvez. Deci nu uit că formularul creat de mine se salvează în proiectul de QGIS. Și e foarte important să salvezi proiectul înainte de a-l închide, tocmai în ideea de a nu pierde. O să mai simulăm câteva linii, tocmai în ideea de a avea, deci pe post de verificare, dacă vreți. Vom pune editarea și haideți să uitați, să avem aici o linie dreaptă, putem să ne închipuim că asta ar fi o linie de funicular. Da? Deci la tip linie de colectare vom alege linie de funicular. Vedeți, de această dată coloana responsabilă nu e ca la puncte, e obligatorie, pentru că am făcut-o noi să fie obligatorie. Da? E cu galben, mă atenționează, pe trei neapărat să selectez un utilizator. Celelalte coloane nu sunt obligatorie, deci va fi la latitudinea mea dacă le completez sau nu le completez. Da? Am creat o nouă linie.
Nu știu, mai aveți, avem drum tractor, drum forestier, mai putem să creăm, o să creăm niște linii tocmai ca să avem mai multe câmpuri, în drum tractor existent, da, e utilizatorul 2, încă un drum tractor necesar, e utilizatorul 2. De asemenea, să zicem că mai avem practic un pârâu, da? Preluat de utilizatorul 1. Are importanță, important este să putem să înțelegem puțin, să folosim tabela de atribute, deci să vedem că formularul funcționează, câmpurile predefinite sunt așa cum ne dorim, da? Putem să salvăm, putem să punem tabela de atribute, și să ne asigurăm că lucrurile sunt. Ar trebui să verificăm, pentru că vedeți și aici ne-am introdus la un moment dat prima linie când am creat-o. La responsabil avem delegat marcare, deci nu, ceea ce nu se mai regăsește în lista de utilizatori. Acest lucru practic înseamnă că va trebui să modificăm cum. E suficient în tabel, vedeți, dăm un click și putem selecta utilizator. Da. Odată selectat utilizatorul, putem să salvăm. Ceea ce înseamnă că în momentul de față am și validat, da? Avem un formular funcțional, are practic acele caracteristici pe care noi ne dorim, da? Și răspunde nevoii. Da? Dacă sunt o serie de elemente pe care vrem să le modificăm, nu uitați, practic putem oricând reveni, da? În zona de atribut form și putem, spre exemplu, să mai introducem o anumită caracteristică, spre exemplu, dacă am uitat să o introducem sau am putea să sau alte elemente pe care le dorim și să zicem că nu le-am realizat într-o primă fază. Bun. Haideți să creăm și pentru poligon, da? Un formular, cum anume procedăm, clic dreapta pe poligon, properties, da? Mergem la attribute form, o să luăm fiecare câmp în parte, o să zicem la fel tip poligon, e cu caracter repetitiv, dar așa fixăm și noțiunile mai bine, tip poligon colectare, vom alege și aici, vom crea o listă predefinită. Deci, un prim aspect important e delimitare parchet. Da? Ne asigurăm că și la value și la description putem să avem. Lucrăm într-un geopackage, deci nu suntem limitați la numărul de caractere și asta, pentru că noi le-am definit generos de la bun început. Zonă înmlăștinare, să zicem. Am mai putea fi o caracteristică pe care să ne dorim să o avem, tocmai asta. Ar îngreuna, practic, ar face mai dificil procesul de fază de scos apropiat. Zonă stâncărie. Da. Și acest lucru am vrea să îl avem individualizat. Da. Însă în situații în care poate chiar vrem delimitare platformă, adică am putea să avem chiar pentru platformele mai mari, poate de, nu știu, 500.000 de metri pătrați, chiar să o avem delimitată efectiv ca și geometrie, să știm exact și ca suprafață. Da? Deci putem să o trecem și pe aceasta. Da? Am creat opțiunile, da? Aici. Putem să facem, să punem această condiție de constrângere. Mergem la dată, care denumim practic câmpul de tip dată, la observații, practic redefinim observații. De asemenea, practic putem să redefinim responsabilul și să creăm o listă predefinită, da? Tot cu value map. Și aici vom avea utilizator, da, cu nume și prenume,
În cazul, în acest exemplu, o să optez pentru varianta, dacă vreți, prescurtată, utilizator 1, 2 și 3. Da, să avem tocmai 2-3 utilizatori. Scopul este să putem crea un formular, să-l putem valida și ce e foarte important să răspundă nevoii noastre. Pentru noi este foarte important să înțelegeți cum anume face lucrurile astea. Aveți o libertate totală în a alege și a predefini aceste câmpuri. Oricând puteți să reveniți, să faceți modificări. E foarte important ca elementele care le aveți nici să nu fie foarte puține, nici să nu fie multe, dar să poată răspunde întregii nevoi. Da? Vom face o validare și a acestui formular. Cum? Edităm din nou, practic, stratul. Da? Clic dreapta, pornim editarea. Haideți să mai creăm, practic, niște elemente noi, pentru că vrem să creăm o zonă cu stâncărie. Putem să creăm aici. Vedeți? Faptul că am deja bifat avoid intersection, deci nu am cum în momentul de față să creez peste acest poligon, pentru că am opțiunile de snapping activate, da? Și o să deschidem să vă aduc aminte. Mai țineți minte că am bifat noi avoid intersection, da? Deci nu permitem intersecția a două entități, sau mai considerăm că e o greșeală topologică. Dacă sunt situații în care vrem să facem acest lucru, să le suprapunem de bifă, da? Pentru că altfel nu vom putea. Sau efectiv, dacă într-adevăr a fost o greșeală, putem să creăm o zonă nouă. Deci, o zonă cu stâncărie. Responsabilul 3 e cel care a creat-o într-o anumită dată. Da? De asemenea, am putea să delimităm. Haideți să-i dăm ok, să putem să delimităm, să zicem, platforma primară, da? Pentru că, să zicem, că are forma aproape pătrată. E delimitare platformă, utilizatorul 1, e platforma pe care o folosim de mult, e funcțională, da? Deci ceea ce înseamnă că am putea să scriem aici la observații funcțională, da? Deci noi stabilim ce anume completăm. Bun, deci cu alte cuvinte, formularul răspunde nevoie așa cum l-a creat, putem interacționa și în termen de editare, deci văd că pot să fac o serie de modificări. Deschidem și tabela de atribute, da? Aici văd că sunt practic primele poligoane care le-am creat, da? Nu toate practic au și date completate, va trebui să mă asigur că le completez, tocmai ca să nu am probleme cu elementele bazei de date, da? În așa fel încât să nu mai am valori între paranteze. Vedeți importanța formularului, ne permite să lucrăm standardizat, ne permite să preluăm datele indiferent cu câți colegi vor lucra. Vom avea garanția că toți vom folosi aceleași câmpuri și aceleași valori implicite în fiecare câmp. Și vedeți cum am modificat la alias, inclusiv această tabelă deja apare frumos cu litere mari, cu diacritice sau alte elemente pe care noi le-am stabilit. Acestea ar fi elementele, dacă vreți, minime pe care trebuie să le cunoaștem atunci când dorim să creăm formulare. Vedem că ele pot fi mult mai complexe, dacă vreți, asta e varianta cea mai simplă pe care recomand să vă însușiți. Funcție de nevoie, practic, le puteți complica. Ce mi se pare foarte important și aș vrea să rămânem la această lecție, e să creăm exact acele câmpuri pe care colegii din teren le pot prelua, să nu fie nici mai multe, nici mai puține și, în același rând, și opțiunile pe care le vor avea în cadrul unui câmp să fie cele pe care le pot întâlni în activitatea practică. Adică să nu plecăm de la excepție, să încercăm să plecăm de la regulă și printr-o coloană de observații, oricând vom putea să rezolvăm excepțiile care ar putea să apară.